Leave it here. Tati, dar unde poți să-mi faci și mie fasolică de asta? Da, tati, ți-a făcut poftă? Da. Sigur că-ți fac. Zi și făcut. Ne-am apucat de treabă. Am pornit aragazul. Tigaia frumos. Aducem imediat și cea 1 cu fasole. Teo este acolo, culege nuci. Priveliște. Să-i dăm bătaie. Aproximativ o jumătate de kilogram de fasole, pestriță și roșie, pe care am lăsat-o la umflat peste noapte, și o punem imediat la fiert. Am pus fasolica la fiert, am adăugat o lingură de ulei, un strop de sare și așteptăm. Băgăm și o lingură de cimbru. Adăugăm și legumele. Și adăugăm și 80 de grame de pastă de tomat. Ia zi-te-o cum ți se pare. Arde un pic de foarte, foarte bună. Bine, tati. Mai suflăm un pic, dar e foarte bună. Mă bucur că îți place. Fasola este gata. Băgăm și o prăjeală repede. Niște piept de porc și niște cârnați.
niște murături. Și aia e. Tati, cât timp tu ai pregătit fasolica, eu am făcut un aluat ca să facem o pâinică în jarul rămas. Bravo! Ia să vedem cum o să iasă. Acum o să punem cârnăciorii. Cu jarul rămas, improvizăm repede un mic cuptor din janta de mașină și să vedem ce pâine facem. Bun, hai să vedem și pâinica. Am pus mânușile astea că fuge. Arată bine. Arată bine.